seara, domnilor și domnilor, bună seara, dragi eșeni. Ne aflăm în incinta complexului Palace, unde peste câtva timp va începe un concert caritabil, concert colind de centenar. Mai multe despre ce vă poate spune Andrei Mocanu, cel de lângă mine. Bună seara, Patricia, bună seara, dragi eșeni. Mă bucur să vă întâlnesc aici, în complexul Palace, la concertul organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei în parteneriat cu Ascoriaș, cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Iași. Concertul acesta este tradiție la noi în Ascor, de ani de zi organizăm, cândva la Mitropolie, de ceva timp aici în Palace. Și întotdeauna, dacă tot vin oameni buni, oameni frumoși, care se bucură de colindul nostru, noi ne gândim și la cei care nu pot veni aici, la cei care sunt în suferință și avem și un scop caritabil. Anul acesta, scopul concertului este campania Moș Crăciun la copiii din spitale, campanie care își propune achiziționarea unui număr de 1000 de ursuleți, precum este cel de la mine din mână, dar nu doar elefanți, avem și ursuleți, și maimuțele, și de toate felurile de plușuri, pentru a merge la copiii din Spitalul de Pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Vom merge pe 18 decembrie la ora 14, unde rugăm toți cei care ne-au fost alături sau cei care ne vor fi alături în continuare, campania încă nu s-a încheiat, să vină cu noi și să vadă bucuria de pe chipurile copiilor care primesc aceste daruri, să vadă cât de mult se bucură aceștia când văd un grup de 30-50 de tineri care merg pe fiecare secție în parte, colindă, vestesc nașterea Domnului prin colind, după care împarte cât în ursuleți. Moș Crăciun merge în fiecare salon, chiar și pe reanimare am intrat sau pe oncologie, unde sunt copii care, din păcate, și un exemplu personal anul trecut, după ce am fost la o fetiță cu această campanie, tot în ursuleț s-a bucurat, chiar a zâmbit și am aflat după aceea că a fost ultimul zâmbet înainte de a trece către cele veșnice. Ne bucurăm în cadrul campaniei de susținere a mai multor parohii din Iași. Vă menționa pe cea din Alexandru, parohia Sfântul Erar Nectarie din cartierul Alexandru. Părintele Petrică Lehaci ne-a fost alături și am reușit doar la acea biserică să strângem undeva la 8.000 de lei. În câteva zile oamenii au fost foarte receptivi, au dorit cu mare bucurie, au conștientizat suferința celor din spitale. Ei mergând cu noi la Sfântul Maslu acolo și întotdeauna, e al treilea an că facem campania. Dar al treilea an în care are o mai mare amploare. Anul trecut am ajuns la 600 de oameni, la 600 de copii. Anul acesta, în schimb, știm că putem la 1000 de copii. S-a strâns o mare parte din sumă cu ajutorul eșenilor, dar nu doar a eșenilor, a fost un alt din Emiratele Arabe, din Finlanda, din Spania, din Italia și oamenii au întrebat cum pot să doneze și au donat în contul asociației și te mulțumesc pe această cale. Dar și tuturor studenților, m-am bucurat să văd zilele astea studenți care, viața de student știi cum e, cămin, cazare, cantină, dar din puținul lor au dat câte 50 de lei pentru această campanie. Chiar acum când veneam aici în Palace, eram în tramvai și mă oprește cu doi tineri, și Andrei Mocanu și am zis că da, eu sunt, tu te ocupi de campanie acum și că ce un da. Și au dat 50 de lei și asta să vă trec undeva. O să nu mulțumim, lasă că știe doamne, și eram, ok, foarte frumos gestul vostru. Și chiar mă bucur în această campanie să văd că oamenii nu au uitat să fie oameni. Cred că asta e cel mai important, să fim oameni. Spune-ne, te rog, unde te pot găsi cei care vor să doneze și cum pot face acest lucru până marți? Până marți poți să doneze, poți intra pe pagina Ascoriaș, unde au toate informațiile, este și un afiș. Poți să mă sune la numărul telefon 0756 277 365 sau pe Facebook mă găsesc Andrei Constantin Mocanu. Iar pe pagina asociației este și un cont bancar pentru cei care nu sunt din Iași, cu care nu mă pot vedea personal și pot dona în cont cu mențiunea campania Moș Crăciun la copiii din spitale. Totodată anul acesta, nu sunt 1000 de copii la pediatrie, sunt doar 450 de copii, dar fiind la centenar ne-am gândit să mergem și în Basarabia, să mergem la 200-300 de copii din cele trei episcopii ale Basarabiei și ne bucurăm de susținerea Ascor Chișinău. Este acolo filiala Scor și ne ajută să trecem vama mai ușor. Deci vom ajunge și la copiii din Basarabia, la familii defavorizate, mai exact, sau la orfelinatele din Basarabia, dar și din Iași. Avem parteneria cu Centrul Veneamin Costache și încă două, trei locuri unde vom merge cu acești ursuleți. Îl avem alături de noi pe Emanuel Buta, președintele Ascor, care vrea să ne spună câteva cuvinte.
Acest concert este la 5-a ediție. Anul acesta este ceva special pentru că îl organizăm împreună cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei. De fapt, este concertul Mitropoliei la care suntem și noi organizatori a SCOR Filiala Iași. Este un spațiu frumos, sunt tineri care vor cânta, tineri din toată zona Moldovei, pentru că aceasta a fost ideea, că în anul centenarului să cânte tineri și din Chișinău, și din Suceava, din Botoșani, din Neamț, tocmai în ideea de a arăta unitatea Moldovei. Moldova este și împreună cu cei care sunt în Basarabia, dar și cei care sunt în nordul Bucovinei, care astăzi nu mai fac parte din România. Legat de campanie, avem mai multe campanii pe care le desfășurăm, aceasta este una, este și altă campanie prin care vrem să dăm cărți la penitenciarele din Iași și Botoșani, dar prin această campanie vrem ca bucuria din seara aceasta să se ducă mai departe și către copiii care sunt în spitale, prin oferirea unui ursuleț, a unui cadouaș, și ei se bucură pentru că toată lumea, știți, pe rețele de socializare, își pun fotografii că sunt în familie, că sunt la munte, că sunt, cum este aici în Palas, și ei sunt în spital, săraci copilași, din diferite motive, și atunci noi mergem la ei tocmai pentru a vedea că nu sunt singuri, colindăm, și bucuria lor este foarte mare. Sperăm să ajungem la 1000 de copii anul acesta.